Mi-a zis unul odată la magazin, care are și o cârciumioară, a zis: bună ziua, doamna doctor. Zice, îmi fată pisica. Așa, și? Păi nu-mi lua și mie pui. Am o muscă. Păi toți avem, nu eu, am o musca mea, e musca mea. Nu e o muscă așa care a venit întâmplător. E o muscă care locuiește cu mine. Este colega mea de apartament, cum ar veni. Și să veniți la ce a făcut băiatul ăsta, ce ai făcut, mă, poscas, ce e asta? Nu e poscas, Proscas. e cum ar veni proscas. Preda, de ce vorbești urât cu mine? Și domnul doctor de acolo, de la RMN, mi-a zis: se întâmplă că aveți o tumoră pe măduvă. Băi, Lucian. Salutare tuturor, ce faceți, fraților? Am o invitată cel puțin specială, i-aș spune eu. O pot considera chiar prietenă, deși n-am ieșit la șprițuri împreună, și astăzi m-a invitat la ea la teatru. Teatrul este ăsta de aici, care se numește Odeon, și unde dumnea ei este angajată. Este ora 3 fără 7 minute, la ora 3 avem întâlnire. Mai devreme cred că am zis vlog în loc de podcast. E bine, da, seria podcasturilor continuă cu această invitată, pe care cu siguranță o știți din seriale, din filme sau poate chiar și de la teatru, dacă nu din seriale și din filme. O să discutăm astăzi despre chestii foarte interesante. În cazul în care vreți să vedeți și alți foști colegi de-ai mei la un podcast de genul ăsta, nu ezitați să-mi scrieți la comentarii. Iar eu voi face tot posibilul să-i aduc în fața voastră. Hai să sunăm pe Flăcărica, să vedem pe unde e. Nu face ea de asta să nu răspundă. Hai că mi-a răspuns. Mi-a spus că vine într-un minut jumate. M-am întârziat 4 minute. Să vezi ce-i fac. Pa, Bogdan, mersi. Facem și cu mine un selfie, doamna? Poftim? Un selfie, facem și noi? Ce faci, măi, băieti, băi? Ce băi, să fac? Băieti! Uite, ia, stai drumul să la vezi ce cameră. prostie spune. Ce prostie spui acum? Eu? Nu, Natalița. Am înțeles. Ce prostie spui? Hai să vedem. Da. Nu spun nicio prostie, spun că te iubesc. Asta e lift? Am crezut că e hol. Deci are nervi. Wow, dar ce nervi. Sper să ți-i scot. La modul frumos. Mi-i scos, dar mi-i bag alții la loc, stai liniștit. Mai vin o dată după aia care e problema. Ia să vezi, aici a fost pe vremuri sală de spectacol, sală studio. Dar au desfințat-o și au făcut o sală de repetiții. Ce faceți noi, Gian? Cum să zic eu, de la Dumnezeu. Ideea este că aș vrea să stabilim unde, dacă se o jumătate de oră să stăm, dacă... Ladies and gentlemen, doamna Carmen Tănase. Să trăiți. Aplauzele, le bag eu după aia. Da. Aș începe ca toți ceilalți cu ce mai faci, dar încerc să mă las. Pentru că, da, din punctul meu de vedere, asta ar trebui să fie un alt gen de podcast și o să te întreb așa cum mi-aș fi dorit eu să fiu întrebat de foarte multe ori, pentru că bănuiesc că ai avut momente în care ai dat interviuri și după ce s-a terminat interviul, te gândeai, mă, ce proastă, ce prost, nu m-a întrebat nimic. Ce n-ai fost niciodată întrebată și ai fi vrut să răspunzi? Ei, pot să spun, adică nu pot să spun ce n-aș fi vrut să fiu întrebat niciodată. Așa, întrebări ar fi multe. Dacă ne apucăm să facem filozofie acum, filozofie existențială, că cred că e un moment propice să ne gândim așa introspectiv, ce căutăm pe aici, suntem acasă, lumina e aprinsă sau nu mai e nimeni și e beznă, știi? Dar e o discuție, las-o, hai să o dăm pe râs. Corect. Da, îmi place.
Hai să dăm pe râs. Și dacă tot o dăm pe râs, când ai fost cea mai fericită? Vreau să fac părerea cu cea mai nefericită ca să fie... Când am fost cea mai fericită? Da. Cea mai fericită am fost când l-am văzut prima dată pe Tudor, pe fimiu. Că eu nu l-am născut, l-am născut cu cezariana, știi? Și am dormit, normal. Și când m-am trezit, m-am trezit cu gândul ăsta, copilul. Și na, l-am născut pe vremea lui Ceaușescu, 89, și eram singur acolo, m-am trezit singură cum ar veni, nu era nimeni lângă mine. Și m-am ridicat, așa amețită, vai steaua mea, în fund așa m-a luat amețeala rău de tot și apoi am luat-o, am ieșit din, lângă ziduri așa, am ieșit din salonul la unde eram, la Craiova am născut, și am avut în față un hol care mi s-a părut, domne, lung, care nu se mai tine, nu era așa de lung, știi? Dar în starea în care eram și am zis, încolo trebuie să fie. Și atunci pe lângă pereți așa, ușor, îți dai seama totuși, am trezit în acea zi. Adică pe seară, nu? Nu, am născut la 5 după amiază, deci m-am trezit pe noapte așa. Și am luat-o pe holul ăla, între timp a apărut o asistentă care a început să țipe și a zis, ce faceți, doamnă, vreți să cădeți pe aici, să vă vină? Și a zis, vreau să vă copilul. Și am intrat într-o încăpere unde erau toți copilașii mici, în pătuțuri, toți erau câte doi în pătuț, știi? Okay. Că erau foarte mici. Într-un singur pătuț era unul singur. Și am zis, cred că ăsta e. Și a zis, da, ăsta e. Pentru că el s-a născut de 4 kg jumate. Okay. Și nu mai încăpea încă unul. Și atunci când l-am văzut, pe vremea aia erau îmbrobodiți așa, erau legați cocone, așa, știi? Cu căpuți, cu tot, cu ca niște sărmăluți, așa. Și aveau, ei alții erau, aveau ictor, ăsta n-avea încă, a făcut și el după aia. Toți erau gălbejiți așa ca niște bătrâni, al meu era roz și foarte drăguț. Nu, foarte drăguț nu era, adică m-am aplecat așa asupra pătuțului și am zis, Doamne, seamănă cu țucul și numai cu țucul, deci de cu bărbatul, cu ce am greșit, adică barba îi lipsea, în rest era țucul uleit, dar și când l-am luat în brațe a fost, cred că a fost cea mai fericită. Cel mai fericit moment, că fericirea e pe momente, știi, ea nu e continuă. Ăla a fost, adică ceva din mine ieșise, dar era tot al meu, nu știu cum să spun. Da, am plâns. Da, eu ca bărbat n-am simțit, până m-am dezmeticit și mi-am dat seama că sunt tată, că ăla e copilul meu, n-am simțit chestia asta, așa, adică m-am apucat să mă îndrăgostesc de el de-abia la... Nu știu, vreo săptămână după. Bănesc că momentul în care ești femeie e altfel. Da, că... păi, a ieșit bucățica din tine. 4 kg jumate. 4 kg jumate. Dar și nu, acum are 2 metri. Eu 4600 când m-am născut și eu i-am făcut probleme lui maică-mea mari, săraca, ea a născut normal. Iar bărbatul meu tot așa vreo 4 jumate. Suntem familie de giganți. Te deranjează chestia asta la tine că ești înaltă, că ești... Nu. Nu? Nu, mă deranjează că sunt grasă, nu mă deranjează că sunt înaltă, okay. Că deja am început să dau înapoi eu. Adică eu sunt la vârsta la care dau înapoi, nu cred că mai am. Aveam 1,76 pe vremuri, acum nu cred că mai am 1,76, cred că am 1,72 sau ceva. Eu nu te-am măsurat niciodată, da, nu știu, da. Dar din punctul meu de vedere, în niciun caz nu ești scundă. Nu, scundă nu și... sunt, dar acum au crescut fetele astea, ai văzut câtă... Și nici măcar grasă, adică dacă tu vrei să te consideri grasă, e treaba. Știu să mă îmbrac, nu vezi, fâlfâie totul pe mine, știi, ca să zic, a slăbit. Ai văzut, grașii sunt ăia care stau la coadă la McDonald's și au... Nu, aia sunt obezitate morbidă. Nu sunt chiar așa, dar grăznacă sunt. Păi, nu pot să mă contrazic cu tine acum, cer scuze. Mi-am propus ca în perioada asta chiar să nu mă apuc de regimuri de slăbire și de chestii de gen. Oricum le-am bifat pe toate, adică ar fi culmea să existe unul pe care să nu-l cunosc. Dar am zis, bă, ai las-o că e importantă sănătatea și imunitatea, știi? Nu ne apucăm acum să mâncăm numai nu știu ce sau numai nu știu ce și trebuie să fie de toate acolo. Vom avea timp, dacă mai fi cazul, dar pot să joc și duene, nu e nicio problemă. În afară de Odeon, unde mai joci, ce mai faci?
Joc cu compania lui Gabi Popescu, care se cheamă Cortina AG. Și Gabi Popescu este și producător de teatru, adică își face decorurile singur, dacă găsim o piesă, plătește drepturile de autor, face el tot. Deci Gabi Popescu e un teatru, cum ar veni. Dar face și alt fel de spectacole, adică organizează și, și concerte și, mă rog, mai multe. Și lucrez cu el de câțiva ani de zile, un băiat absolut extraordinar, el e o afacere de familie, e și fratele lui și cumnatul lui și vărul lui și toți fac asta, începând de jos, de la lipit afișe, bine, o fac și acum. Și uite că au ajuns într-un punct, deci noi facem turnee cu această companie, facem piese de sine stătătoare, pe vremuri doar lua piese de la teatre, știi? Și a ajuns la concluzia că e mult mai eficient să-și facă singur. Și plecăm în turnee prin țară. Și e un succes extraordinar. Adică știi că Gabi Popescu își respectă publicul. Asta e important. Că sunt unii care zic, lasă mă, 2-3 actori acolo, punem o masă pe... Nu, el vrea cu decor, dumne, teatru serios, pentru că așa și-a obișnuit public. Avem, acum în martie, avem, mi se pare că unul la Brașov, și în aprilie îi dăm drumul tare, în aprilie avem vreo 10, și la Teatrul Național, aici la București, dar avem Timișoara, Arad, Oradea, Iași, Suceava, Cluj, Pitești, Ploiești și pe aici, prin Craiova, prin apropiere și așa avem. Să dea Dumnezeu să putem juca. Da, asta sperăm cu toți. Să vă vedem, să te vedem. Seriale? No More? E posibil să fie ceva pe țeavă, dar nu zic până nu semnez. Ți-e doar de vremurile alea? Mi-e doar de vremurile alea. Ai zis bine. Nu știu cum o să fie vremurile astea, că eu n-am mai lucrat în timpul pandemiei. Normal că n-am făcut serial. Eu am ieșit înainte de a începe nebunia asta. Am ieșit din serialul în care eram, în care trebuia să fiu. M-am ocupat un pic de sănătate, că era cazul. Ai pățit ceva? Sau? Da, nu era bine. Adică era programul foarte... aiuritor așa, adică ceva n-apucam să dorm decât 2-3 ore pe noapte. Și psihic a fost. Mâncam numai prin benzinării, pentru că de la filmare plecam în deplasări, veneam noaptea la 2-3, la 6 aveam filmare, adică a fost așa un iureș câțiva ani, 2-3 ani de zile și aveam niște probleme și când am hotărât să gata, a fost așa ceva, m-am încăpățânat. Pur și simplu, m-am încăpățânat să zic, nu mai vreau, gata. Toată lumea îmi zicea, bă, tu ești sănătos. Totuși sunt niște bani, importanți, nu se compară cu salariu, știi? Și cu toate astea eu m-am încăpățânat și am zis nu. Și după aceea m-am dus să zic, dacă tot am perioada asta liberă, mă durea piciorul ăsta, știi? Adică nu mă durea, îl simțeam altfel, diferit. Parcă nu era piciorul meu, știi? Parcă era de lemn sau ceva. Uneori îngheța, alteori aveam ace așa în el, avea, în timp ce ăsta n-avea nimic. Și am zis cu siguranță de la coloana mea, problemele mele cu coloana, mă duc să mai fac un remene. Și m-am dus și am făcut un remene și din greșeală, ca să înțelegi că cineva acolo sus pune puzzle-ul și face modelul. Din greșeală, s-a deschis câmpul ăla, au deschis câmpul ăla puțin la remene, mai mult. Și după ce am stat cu toacele alea, ai văzut că-ți toacă în urechi, nu știu ce, 40 de minute sau 50 de minute, ceva așa, mi-a zis să mai intrați odată. Eu aveam și întâlnire, mă întâlneam cu niște prieteni, nu, mai intru, gata. Mai intrați odată și mi-a pus un grilaj pe cap. Bine, mai intru odată. Și am mai intrat odată și după aia am văzut că... Am văzut o atmosferă așa, alergau unii pe acolo, intrau în niște, vorbeau în șoaptă, eu eram cu o prietena mea, au chemat-o pe ea și atunci am intrat în camera. Așa, ce se întâmplă? Și domnul doctor de acolo, de la RMN, mi-a zis, se întâmplă că aveți o tumoră pe măduvă. Băi, Lucia. Asta se întâmpla acum cât timp? Asta se întâmpla înainte de pandemie cu... Mai puțin de un an, cred. Un an. Nu, mai puțin de un an.
Deci acum 3 ani, să zicem. Și mi-a și arătat-o acolo, că se uitau pe filmul ăla, știi? Și mi-au arătat-o, mă rog, la scara aceea, era așa o rotundă așa, și măduva era pe lângă ea așa. Unde era măduva, unde era vârful rotundului ăluia, măduva mai avea două particule, adică se subția și stătea să se rupă. Asta era ideea. Și a zis aici, sus, că de aia mi-au pus pe cap. Și a zis operație ieri, nu mai, adică nu e timp. Pentru că din clipă în clipă se poate întâmpla ca aia să se rupă și dacă s-a rupt măduva, fiind aici, îți dai seama, pericolul era paralizie de aici în jos. Adică nu... Ok. Și atunci eu am zis, vreau, primul lucru, vreau la domnul doctor Doru Băltățeanu, la Elias, doar acolo vreau. Și prietena asta mea a vorbit cu domnul doctor, imediat m-am dus, pac, în 3 zile s-a întâmplat treaba, știind că mă operează domnul doctor, n-am mai avut nicio spaimă, absolut niciuna. Fiul meu a venit din Olanda, era desfigurat, pur și simplu. I-am zis, stai mă liniștit că e ok, nu e nimic. Bă, cum poți să fii așa, nu știu ce. Și m-a operat. Era nasol dacă era în măduvă. Ea a fost pe, știi, adică a fost lângă măduvă, n-a fost în măduvă. Și m-a operat și mi-a scos-o și gata. După aia m-a cusut aici ca potobă. Că am o prietenă în Grecia, Aliki, care i-am arătat, am pus pe filmul să pozeze operația, care era ca un corset, știi, cum te trage la corset, așa era, mă și ținea pielea și aia Aliki mi-a zis, aoleo, deci dacă se rup alea scade capul. Da, și uite, am trecut, dar vezi că toată încăpățânarea mea de neexplicat la un moment dat, toată încăpățânarea mea de a zice nu mai vreau, toate știi, m-a împins Dumnezeu cumva către doctor ca să descopere la timp, pentru că se putea întâmpla în orice secundă. Ești credincioasă? Da. Mergi la biserică? Merg și la biserică, dar nu sunt bisericoasă, adică mă mai duc la noi la țară acolo, m-am mai dus la liturghie, că nu m-am mai dus de mult. Pentru că am tot felul de, știi tu ce am eu în gospodărie, eu n-am cai, porci, oi, găini, eu am alte vietăți și, mă rog, am și bipezii care nici aia nu sunt prea regulă și trebuie să am grijă de toți, dar mă mai duc, că îmi face bine când mă mai duc, dar nu asta e problema. Eu cred foarte tare în faptul că cineva acolo sus mă iubește, că mă iubește, adică nu înțeleg de ce, dar de iubit mă iubește, asta o simt. Că numai prostii fac. Deci de-aia zic, nu înțeleg de ce. Câte prostii fac? Bă, fac numai prostii. Adică facem cu toții și zic, știi? Zic câteodată, zic că știu că urmează să fac o prostie. Adică, Doamne, să știi că eu știu că e o prostie, dar nu pot să mă abțin. Mă lași? Și... frumos. Da. În orice caz, Dumnezeu are umor. Asta este clar. Dacă se ocupă de mine, că se ocupă de mine. Are umor. Da, eu nu pot să te contrazic și nici nu vreau să vorbim despre mine astăzi, dar am avut și niște experiențe da, similare știu, care da, m-au dus tot în zona asta. Oricum, eu îi spun creatorul Dumnezeu, adică bisericos nu pot să zic că mai sunt. Dar să știi că ele vin, toate vin cu un rost și vezi, vin într-un timp. De ce n-au venit alaltă ieri și azi? Trebuie să ne gândim oare de ce. Găsești răspuns dacă te gândești. Da. Ce am făcut? Ce lecție trebuie să învăț eu din chestia asta, știi? De fiecare dată când mi s-a întâmplat ceva, așa am încercat să iau și până la urmă, la început, au fost momente în viața mea când am fost furios, când am fost revoltat, când l-am înjurat, dar de l-am spurcat și mi-a părut rău după aia, pentru că am înțeles că era tot dovadă de iubire. Da. Până la urmă. Nimic nu e fără rost. Dar, da. Okay. Ideea e să înveți din asta, pentru că dacă nu înveți, îți mai dă una. Că trebuie să înveți. Nu știi cât îți dă până la urmă. Păi, s-ar putea...
Nu, trebuie să pleci din viața asta. Unii pleacă așa, loviți de în freză, că n-au ce învăța până la sfârșit. Dar unii nu. Și ți-o dă până înveți. Și când ai învățat, scuzați, sună-te, nu, că e din Italia, lasă, că știu cine e. Și nu e cazul. Da. Îl opresc dacă vrei. Nu. Bine. Nu vreau. Suntem liberi, nu? Facem ce vrem. Părerea ta. Aici la noi am vrut să zic. Și asta cu libertatea, dacă tot am dat-o pe filozofie, acum... Deși, atent, hai că fac și eu aici ceva. Deci, e pe 18 aprilie este ziua lui Fimiu. Sper să nu vadă podcastul, că nu o să mai am viață bună. O tăi la montaj, dacă vrei. Nu, așa. Că o spun cu scopul de a se auzi. Ok. Și este primul lui vernisaj de pictură atunci. Și... ne ducem acum, suntem la Rama tablouri. Doamne, știi cum sunt? Wow! Deci să veniți la expoziție. Unde? O să fie la Biblioteca Națională. Că acolo sunt săli de expoziție. Ok. Și o să fie acolo pe încheiul. 18 ai zis? Pe 18 e vernisajul, dar ea ține după aceea. Ține 2-3 săptămâni expoziția. Vă nu uiți că îl cheamă tot Tănase, nu? Îl cheamă Tudor Parhor. Ok. Bun. Da. Da. Ce să zic? Știu o grămadă de lucruri despre tine, dar se pare că nu știu chiar totul, ceea ce bănesc că e bine. Deci, ai zis că ți-e dor de vremurile alea. Așa că mi-e dor de vremurile alea ale noastre, alea cele mai bune. Alea au fost cele mai bune vremuri ale noastre. Iubire ca în filme, și, lacrimi de iubire. Și profesional, și țiganii după aceea. Profesional a fost clar, a fost cea mai tare perioadă și ne-am și distrat cel mai tare acolo. Că am muncit, am făcut un lucru bun care, uite, a rămas și va rămâne. Ăla va rămâne de apururi, dar ne-am și distrat. Da, a fost, din punctul meu de vedere, a fost la inimă de țigan, a fost cel mai frumos an pe care l-am petrecut vreodată, semi-muncind, dacă vrei să o luăm. Tu ai făcut un personaj, wow! Mulțumesc frumos! Deci, era... nu știu, și pentru ăștia mici care sunteți pe recepție acum, când a murit personajul lui, a fost nenorocire în România. Deci nenorocire. Toată lumea vorbea despre, nu, a murit Gianni, nu se poate, nu știu ce. Deci era revoluție în România că a murit Gianni. Că se punea problema la un moment dat să-l facem cumva... să învie, ceea ce s-a și întâmplat, nu s-a înviat el, dar să-l readucem, pentru că ca la Dallas, când l-au omorât pe Bobby Ewing. Da, știți, mă, ce e la Dallas, dacă știți ce e Dallas. Știți, mă, ce e la Dallas, căutați pe Google, mă. Și scrieți la comentarii, dacă ați aflat, mă rog frumos. Ți-e doar de vreun dintre cei care s-au dus? De toți. Știi că la... unul din, cred că tu nu mai erai, cred că ori la al treilea moștenirea sau la State de România, nu mai știu la care, s-a făcut o filmare în șatră. Noi, familia Podcovaru, ne-am dus în șatră, nu știu de ce, nu mai țin minte exact. Și așa era scenariu. Păi și când am intrat în șatra aia acolo, eu personal, vorbesc acum, nu personajul, băi Luciane. Deci era totul pustiu, casa era cu ușa deschisă, sentimentul ăsta l-am avut când a fost scena cu mormântarea ta, când era ușa aia deschisă și acolo era sicriu. Wow, deci a fost un impact pentru noi toți, că vorbeam toți între noi acolo, ne pregăteam să intrăm în secvență și era ceva... și revin la asta, când am filmat atunci și era o... pânză pe moara aia, pe nu știu ce era, un chestie așa, o construcție pe unde mai filmați voi pe acolo, era o pânză care se rupsese și pe care o bătea vântul, era foarte frig afară. Ups, era gri așa de ploi, de ce trecuse și flutura cârpa aia, zdreanța aia acolo și am avut ca la film așa, cum se cheamă astea, secvențe scurte, flash-uri. Flash-uri cu Nea Gigi Dinică, care, știi, transparent așa, care trecea pe la lac, cu Florina, cu flash-uri. A fost o senzație, wow, deci mi-e atât de dor de Nea Marinuș, de Florina, de
Nea Gigi, nu mai vorbim, da, foarte dor, de Găitan, că se duse și Găitan în perioada asta. Da. Da, nu le-am șters numerele din telefon, știi? Da, ce frumos a fost. Ce frumos a fost. A fost frumos. Ce succes am avut. Nu știu dacă se vor mai face producții de genul ăsta, bănuiesc într-un viitor foarte apropiat. Nu. Nu. Dar și nici nu o să mai ai distribuția aia. Nu știu cum mai, tu îi cunoști mai bine pe copiii ăștia care vin din urmă acum. Mă, copiii ăștia sunt foarte buni, să știi, dar n-au șansă să se dezvolte, știi? Și nu prea, nu știu exact, dar nici școala noastră nu mai au, școala veche. Plus că e goana asta îngrozitoare după bani, pentru că ei trebuie să supraviețuiască cumva. Și atunci nu mai ai timp să te așezi cum am avut noi. Noi pe vremea, noi am făcut școală pe vremea lui Ceaușescu. Nu existau 11 posibilități. Aveai o singură treabă, adică două, televiziunea și teatru. La televiziune erau ăștia mari, nu eram noi, și teatru. E, ori la teatru nu te grăbea nimeni, n-aveai oră să pleci, n-aveai oră să vii. Stăteam acolo, dormeam acolo în teatru și te aplecai pe un lucru și când te apleci pe un lucru și stai 3 luni de zile pe o piesă și o desfaci și o faci, îi înțelegi toate sensurile, altfel iese la public. Când hai, trebuie să o scoatem în 2 săptămâni, că hai să câștigăm bani cu ea, nu mai e același lucru. Descoperi pe parcurs, dar nu e același lucru, știi? Deci dacă ar avea această șansă de a fi liniștiți în profesia lor, de a se gândi la lucruri, actoria nu e o meserie pe care o faci de la până la, de la ora cu 8 până la ora nu știu ce, o faci tot timpul. Tot timpul în sensul că observi tot timpul și observând înveți din cum se mișcă bețivul ăla, din ce înjură ăla de la magazin, din tipologii de oameni. Asta se învață tot timpul, trebuie să fii viu, să captezi. Ori acum nu mai e timp. Plus că mai sunt și TikTok-ul, Facebook-ul. Bun. Adică și astea îți răpesc foarte mult din timp. Te trezești la Netflix sau ceea ce e și bine și rău, adică inclusiv pe YouTube. Dar parcă nu mai e același lucru înainte. Da, dar e și e dorința asta de a câștiga bani cât mai repede și cât mai ușor dacă se poate. Pentru că așa e viața, nu e... Imaginile merg foarte repede, totul e pe imagine, totul e pe imagine și ai văzut la TikTok sunt 15 secunde. Asta îți reduce răbdarea, nu mai ai stare să citești, dacă nu citești te tâmpești, asta spun sigur, te tâmpești. Da. Deci, știi, filmul zicea, apropo de show, nu show-urile, talk show-urile astea de la televizor, zice, bă, să vede imediat un om care, adică eu pot să spun imediat, ăla n-a citit nicio carte în viața lui. După vocabular, chiar dacă nu face greșeli de exprimare, dar vezi că manevrează 5-6 cuvinte și atâta. Ăsta este universul lui. Plus că nu mai ai imaginație, nu mergi mai departe, nu anticipezi următoarea mutare, știi? De asta e lectura, eu tot spun și spun și spun și ăștia zic că poate că sunt o mamaie care, bine mă, ne învață ea pe noi acum. Dar nu vă, eu n-am niciun câștig. Eu mi-am făcut partea mea. Deci e păcat să îți pierzi, adică sunt atâtea universuri de explorat și tu rămâi la o bucățică, știi? E și lenea la mijloc. Ne-am făcut din ce în ce mai comozi. Adică suntem din ce în ce mai comozi și asta a fost tendința omului de-a lungul vremii, după cum de-a lungul istoriei, și o să fie din ce în ce mai rău. O să fie din ce în ce mai rău o bucată. După care, dacă ne uităm înapoi în istorie, după orice nenorocire din asta, că a fost război, că a fost ciumă, că a fost, ce știu eu, câte o boală de asta nenorocită, a trecut așa Dumnezeu cu mătura, cumva, și de-apoi a venit renașterea, care întotdeauna a fost o explozie de orice, de știință, de cultură, de artă plastică, de orice. Probabil că așa se va întâmpla și acum. Ideea e că ține nebunia asta, știi? Adică dacă noi mai apucăm, adică eu dacă apucă, tu apuci, probabil.
că aș vrea să văd momentul ăla când răsar. Acum, scara de valori e complet cu fundul în sus, după cum ai observat. Prostocrația este în funcții și cel care are bun simț, care are ceva în cap, care are coloană vertebrală, care știe să spună nu și argumentează când spune nu, nu e comod și e dat la o parte. E, oamenii ăștia la un moment dat o să țâșnească. Sper să ai dreptate. Așa o să fie. Ideea e când o să fie, dar sigur e așa, istoria e ciclică, după cum bine vezi. 1918, pandemie, gripă spaniolă, război. E același scenariu. Ideea e să știi. Bine, sper să nu se ajungă din nou la un război mondial. E același scenariu. Numai că trebuie să cunoști. Ca să cunoști, trebuie să citești. Pe TikTok, cred că trebuie să depășești 4.000 de, ceva, 1.000 de abonați, de urmăritori. Păi tu știi câți am eu? Tu poți să faci liniștită, oricând poți să faci chestia asta. Cu... Da, și unde îți faci cont de TikTok? Eu am 344.000 de urmăritori. Ok. E pe tot. Și 1,6 milioane de aprecieri. E foarte bine. Și uite. Da. E, și acum trebuie să te duci aici în setări și să-i dai, să, da, să-ți faci contul de creator, nu știu cum îi spune exact. Dar nu m-a pus să fac la banii aia, fii atent. Da, dar să vezi când ți-ai luat și înjurături, că e inevitabilă chestia asta. Dar știi ce mi-au zis ăștia toți? Este incredibil, singurul cont fără hate. La tine? Da. E posibil, dar nu cred că scapi, sincer. Nu cred că scapi. Mi-a zis unul odată, ce cauți mamaia pe TikTok? Atâta. Dar nu m-a supărat, că ea are dreptate. Aia, tu intri cu ei în dialog? Adică intră și ei pe ecran? Ei... Lor le vezi comentariile. Deci tu cum îți pui telefonul așa, da. Trebuie să-ți mai ai o lumină sau ceva, da, de genul ăsta. Am okay. Lumină de aia rotundă. Perfect. Ți l-ai pus frumos în față așa. Vezi tu cadrul cum ți-l faci ca să fie drăguț și sexy. Eh. Așa. Da, că m-a făcut mamaie unul, ce sexy. Și după aia, na. Dai, fii atent, facem live. Ai, nu cred așa ceva. Facem live, yeah. Facem live pe TikTok acum. Așa. Creează. Și live. Uite. 3, 2, 1, start. Acum suntem în live? Acum suntem live pe TikTok, da. Deci Lucian e foarte drăguț și face un live ca să-mi demonstreze mie cum se face. Da. Că vin și eu din urmă tare. Vine și Carmen pe TikTok. Da. Yes. Plăcărica pentru ăștia care nu știți decât ce s-a întâmplat la noi în telenovele. Da, da, eu vă sfătuiesc să aflați că mai sunt și altele, nu numai asta. Sigur că ăla e... Asta după ce lăsați TikTok-ul. A trimis ochelari de soare My Life, My Walls. Ce înseamnă ochelari de soare? Îmi plac ochelarii de soare. Înseamnă ceva, nu știu să zic exact cât înseamnă, dar e de bine. Da? Da. Dar acum tu iei banii. Îi împar cu tine, dacă vrei. Doamne ferește! Merge nenou covriș după aia. Bine. Dragilor, vă mulțumim frumos. Nu uitați să-i dați un follow, doamne. Uite, zice Mirela, am înnebunit și eu cu TikTok-ul la 43 de ani. Eu te-am luat. Te-am bătut. Da. Așa că... Bine. Da. Mulțumim frumos! Mulțumim, mulțumim, mulțumim! Mulțumim și la Luca sau Răducu, cine a zis acolo, trebuie neapărat să-mi fac ochelari. Fraților, să aveți o zi extraordinară! Vă pup! La revedere! Deci am făcut live în filmare, cum ar veni, da? Exact! Știi care e faza? Să nu ne taie curentul! Apasă pe buton, ne taie curentul! Supraviețuim noi la lumânare! Tu ai prins vremea lui Neanicu, știi ce da, înseamnă să stai cu fără. Cu gaz. Mergeam la... când se vindeau lămpile cu gaz la magazin, când aduceau lămpi cu gaz, ne băteam. Care să apucăm, că nu e să dădea așa la liber. Și am apucat două lămpi cu gaz. Pentru că la 12 noaptea stingeau lumina și mai vreau și noi să citim o carte, să... Și stăteam la lampă. Asta e. Ți-e frică de faptul că ar putea să vină rușii peste noi? Nu. Nu mi-e frică de nimic mie. Mie mi-e frică de Dumnezeu. Și să nu greșesc eu, nu că e o vorbă. Chiar așa este.
Să nu greșesc eu în... Adică să nu-mi încalc eu principiile mele făcând un compromis pentru un avantaj. De asta mi-e frică. Să nu cad în acest păcat, înțelegi? Că în clipa aia am pierdut atâta vreme cât nu am chestia asta și nu, eu nu-mi încalc principiile cu orice risc. Sunt foarte sigur, adică nu mi-e frică. Înțelegi? Nu mi-e frică. Probabil că și asta este un motiv pentru care te iubește Dumnezeu. Că tu nu știi de ce te iubește, așa ai zis mai devreme. Păi dacă fac numai dute... Despre... Bine, ok, hai să le luăm pe alea pozitive, că nimeni nu e perfect până acum. Dar să nu faci rău intenționat, asta mi se pare o chestie care... Bineînțeles. Și dacă mai poți să și ajuți, așa cum faci tu, că știu despre tine și știu și povestea cu musca. De musca de la Iași. Nu știu de unde era, dacă a venit de la Iași, dacă ai prins-o la Iași. La Iași, la Iași, da, da. Era la Iași, da. Păi era o iarnă întreagă a ținut o muscă în casă. Da, era, noi, era sfârșit de octombrie și era frig. Se făcuse așa brusc frig și am găsit-o pe balcon, paralizată. Și ea mai bătea așa dintr-o aripioară și am luat-o și am pus-o pe calorifer, care era cald, nu știu cum. Și, mă rog, dădeam și drumul la aragaz, că ne lua căldura pe vremea aia. Mă rog, noi am trecut până niște momente. Și am pus-o pe calorifer și am viat, mă, musca. Și am viat musca și am zis, bun venit, fata mea, în casa noastră. Ce să zic? Sau băiatule, ce-i fică, n-am aflat până la urmă. Și se făcuse, ce vorbești, se făcuse Dita mai muscălău, adică toată iarna asta la mine. I-ai dat și nume? Nu. Nu? Nu i-am dat nume, dar aveam probleme la mine, era ușa deschisă, aveam o garsonieră la Iași. Și era ușa de dată, de la teatru, bineînțeles. Și ușa era descuiată tot timpul la mine. Sau era un cheia, aveam o chestie la ușă cu un creion, că nu erau pe vremea aia din device-uri. Aveam un carnețel cu un creion legat cu o sforicică și cine trecea și vrea să-mi lase un mesaj, scria acolo la ușă, okay. Știi? Și acolo aveam o chestie așa în care era cheia, de exemplu, dacă mai... Că, care stăteam aproape de teatru, care mai venea, mai intra pe acolo, mai era de mâncare, găteam, nu știu ce. Și atâta rugăminte am avut, bă, care vine, intrați repede. Adică nu căscați ușa să stați de vorbă în uși, să nu știu ce să gândeai, că este musca. Și ăștia, care muscă, mă? Am o muscă. Păi toți avem, nu eu, am o musca mea, e musca mea. Nu e o muscă așa care a venit întâmplător. E o muscă care locuiește cu mine. Este colega mea de apartament, cum ar veni. Da, și s-a făcut mare. Și știi când a venit primăvara, a zburat, dar cred că n-a mai trăit, pentru că ele nu trăiesc mult. Cred că săraca ajunsese la bătrânețe, dar a prins primăvara. A prins. Stai seama, cred că... Nu cred că a existat vreo muscă mai privilegiată decât aia în seama. Istoria muștelor. Îți dai seama, ai lăsat mâncare într-o farfuriuță la bucătărie. Să vezi când aeriseam ce circ era. Când aeriseam, o duteam la bucătărie. Aveam un balcon comun. Se ieșea și din bucătărie și din garsonieră mare frumoasă la Iași, dată, ți-am zis, de teatru. Și când aeriseam în cameră, o dădeam în bucătărie, închideam ușa în bucătărie, aeriseam, după aia închideam ușa la garsonieră, o dădeam în partea astălaltă, deschideam la bucătărie. Ceva frumos. Empatie. Empatie. Da. Da, dar a devenit un cuvânt așa de perimat că toată lumea îl folosește, aiurea total în tramvai. Empatie și responsabilitate. Sunt două cuvinte la modă care sunt folosite ca să dea bine, dar sunt convinsă că mai mult de jumătate din cei care le folosesc habar n-au ce înseamnă să fii responsabil, într-adevăr, și nici ce înseamnă să fii empatic. Știi? Mi-aduc aminte, dacă pot să spun, acum niște ani de zile, iarnă, frig, urât, zloată, pe jos, și aveam, am avut spectacol la, în piața la Hovari, este teatrul Vârsta, spune cuvântul. Mă rog, știi ce zic. În piața, chiar în piața la Hovari, lângă restaurant, este un centru cultural care e foarte mișto și are o sală de teatru micuță și foarte cochetă. Și aveam spectacol acolo. Era un spectacol triptic, făcut din trei spectacole diferite, trei piese diferite, scurte, într-una singură.
Și eu jucam în prima și după aceea mă cancăram, înțelegi? Adică fiecare avea aplauzele sale și după aceea plecam. Am plecat de acolo și m-am dus către coloane, la Roman acolo, știi? Și acolo la coloane era ora, deci dacă am început la 7, cam 8 și ceva era. O oră ținea fiecare piesă. Și era foarte frig, chiar foarte frig și foarte umezeală, adică era vremea aia tâmpită, care, umezeala aia care ți intră în oase și așa. Și pe jos la coloane era un nene care stătea într-o poziție foarte ciudată, adică el stătea într-o parte, avea o haină așa mai geacă, o murdară pe el, dar nu-i ajungea capul jos și stătea așa cu el suspendat cumva, pe umăr și cu capul suspendat așa. Și era cu ochii închiși și părea că nu respiră. Și imediat m-am aplecat și l-am zgâlțit și am zis, omule, m-am speriat că nu răspundea. Băi, frate, zic, a înghețat ăsta. Băi, și lumea trecea, era o frăstuială pe acolo, trecea și treceau tineri de la liceul economic de acolo. Băi, nu se uita nimeni în jos, nimeni. Omul ăla s-a trezit și am zis, ce-i cu tine, omule, ești în regulă, ce se întâmplă cu tine? Mi-e frig. Pac, m-am dus la farmacie, i-am luat antitermice, i-am făcut, m-am dus, i-am luat ceai, m-am dus la poli, i-am luat cornuri, nu știu ce, cu tare. Și apoi s-a ridicat în fund, avea o pungă, o gioarsă, cu niște lucrușoare acolo murdare și așa. Și am zis, omule, de ce stai? Nu poți să reziști pe stradă, este foarte frig. Nu era bătrân, era un om așa la vreo 40 și ceva de ani, dar părea mai în vârstă pentru că era cu barbă, cu neîngrijit și așa. Și a zis, aș vrea să ajung la centru Odăi, centrul ăsta de oameni ai străzii, unde îi primește noaptea, ziua sunt lăsați pe afară. Și am zis, păi sună-m acum, așa, sună la 112. Deci eu, bref, am stat cu el până a venit imediat, adică n-a venit imediat, dar a venit, adică mi-au răspuns, au fost toți foarte amabili, că am sunat la primărie întâi. De la primărie m-a ghidat către 112, că am zis că poate ține de primăria, un centru al primăriei, nu știam, către 112, de acolo către ambulanță și a venit până la urmă o salvare. Dar eu am stat o oră și ceva cu el acolo, jos. În această oră și ceva, m-am uitat în jur, cât ce-a băut el ceaiul, cât am mai vorbit, și m-am uitat cum stătea înciucit acolo pe jos la oamenii care treceau. Nu s-a uitat niciunul jos. Nu că s-a uitat și a zis n-am ce să fac și a trecut. Nu l-au văzut. Nu ne-au văzut. Înțelegi? Probabil că foarte mulți din oamenii ăștia care au trecut pe lângă omul ăla, acum au ard cu empatia și cu responsabilitatea. Înțelegi? De asta spun. Au devenit niște cuvinte pe care le folosim ca să dea bine. Și s-a dus la Odăi, că vrea să-l ducă în altă parte. Și a zis, vă rog frumos, duceți-l la Odăi. Dacă vrea omul ăsta, atâta bucurie are și el pe lumea asta. Să fie dus la Odăi. Știe el de ce. Eu mai fi fost acolo, eu fi plăcut. Făceți-i acest hatăr, nu-l duceți unde vreți voi. Și a zis, îl ducem, doamnă, stați liniștită, la Odăi îl ducem. Și a fost mișto când a venit salvarea acolo în rondul ăla, unde sunt și taxiurile, știi? Acolo a venit, a mers cu el până acolo și când s-a uitat în salvare, când s-a urcat în salvare, s-a întors și mi-a făcut așa și am zis, cu bine, omule, să fii bine, m-a impresionat. Da. E frumos, dar din nefericire sunt foarte puțini oameni ca tine. Recunosc că poate am trecut și eu în ziua aia. Nu, n-ai trecut, că te-a și văzut, crede-mă. Okay. Eu m-am uitat la un moment dat, am zis, nu se poate, trebuie cineva să își aplece privirea măcar. Nu se poate, nu-mi vine să cred, bă, nimeni. Da, ești de admirat. Eu, sincer să fiu, fac parte din cealaltă categorie. De multe ori mă gândesc că, într-adevăr, sunt poate unii care n-au avut noroc în viață, dar, pe de altă parte, și munca ar trebui totuși să ducă în direcția bună. Adică... Da, dar să știi că sunt oameni care realmente ar vrea și nu au... Deci sunt oameni născuți fără noroc, crede-mă. Orice ar face, e prost. Nu iese. Există asemenea oameni, am cunoscut. Ei ar vrea, dar nu le iese nimic. Și atunci eu mă gândesc așa, că oricând viața e
un grafic din ăsta. Oricând poți să fii în aceeași situație. Oricând. Mâine se poate întâmpla ceva și poți să fii în aceeași. Iar cu situația asta, cu cei 2 ani de pandemie, am văzut că chiar totul este posibil. Absolut totul e posibil. Nu trebuie să te mai mire nimic. Deci acum ești foarte sus și peste câteva ore poți să fii în ultimul hal. Și atunci ai vrea să ți se întindă o mână. Pentru că poate nu ești tu vinovat. Poate unii sunt. Da, dar mă gândesc totuși că în Germania eu n-am văzut niciun cerșetor. Da, nu ai fi văzut pentru că acolo e și protecție socială foarte bună în Germania. E un sistem construit de nemți, pentru că nemții muncesc, sunt responsabili, că tot veni vorba despre termenul ăsta. Singurii cerșetori pe care îi vedeam acolo erau fie bulgari, fie români, fie whatever. Da. Știu asta. Așa știu. Că să nu zici că nemții nu sunt, că nemții sunt mai norocoși decât românii, că nu o cred. Dar, într-adevăr, mie mi se pare de admirat ceea ce faci tu și felul în care o arzi, ca să zic așa. Acum, fiecare om are povestea lui. Nu poți să-i bași pe toți la oaltă. Eu cred că nimic nu e imposibil. Și cred că dacă îți dorești cu adevărat ceva, cred că poți să faci. Dar sunt foarte mulți cei care preferă să stea și să întindă mâna. Sunt, e adevărat, sunt foarte mulți și ăștia, dar mai sunt și unii care pur și simplu nu pot pentru că viața i-a dărâmat și depresia, care este ceva cumplit, o boală cumplită, pur și simplu nu-i lasă. Depresia te trage în jos în ultimul hal. Și dacă n-ai suficientă motivație sau putere să ieși singur sau să te ajute cineva, nici nu să pune problema la oamenii ăștia, te ajute cineva, atunci te scufunzi. Asta e. Și dacă se poate, când vezi un om că se scufundă, să-i întinzi o mână, poate că el e o lepră și un puturos. Dar i-a întins o mână și nu s-a dus la fund, știi? Eu am făcut chestia asta mai degrabă cu animale și cu albine. Adică, da. Dacă poți important, să salvezi, cu albine, da. Dacă poți să salvezi o albine sau un țânțar, o fac, sincer să fiu. La oameni nu prea mă bag. La oameni nu prea mă bag, dar ok. Mai dau din când în când 2 lei, 10 lei, în funcție de situație, mai ales dacă e vorba despre copii sau dacă e vorba despre bătrâni. Și Tudor mi-a zis niște chestii și am început să mă gândesc, știi? Zic, bă, ăsta are dreptate. Oricum are dreptate mereu. Ceea ce mă enervează foarte tare. Dar cam are dreptate, că e mult mai informat și mai merge cu multe mutări înaintea mea. Și bine, el vroia în munții Apuseni, stai mă puțin, mă. Păi și din ce trăim? Din ce producem? Băi, Tudore, din ce producem, va fi din ce produc. Adică tu o să stai și o să pictezi și o să dau cu săpăliga. Totuși nu e ok. TikTok. Așa că stai puțin, că mai am și eu niște angajamente, niște trebuie să fiu cumva în așa fel încât nici nu... E adevărat când el a zis, bă, dacă ne mutăm la Corbeanca sau la... N-am făcut nimic. Adică tot în oraș suntem. Ideea este să avem o independență. Bun. Și am început să caut Iuliane și Luciane, 6 luni am căutat. 6 luni. Toate casele le știam de pe o rază de 60 de kilometri în jurul Bucureștiului, de jur împrejurul Bucureștiului, din toate județele. Tot, nu scăpase o casă. M-am dus și am văzut. Nimic, era nenorocire. Ăsta m-a presat. Hai, domne, odată, ce faci? Domne, nu, stai puțin că am mai zis o dată că mă mut pentru ultima dată în viața mea. Acum chiar că o să fie pentru ultima dată în viața mea. Poți mă mut oriunde, totuși. Și, mă rog, s-a întâmplat această căsuță care este locul, este absolut extraordinar, minunat, ne-a plăcut amândurora cum l-am văzut, că nu ne plăcea nimic. Ba era așa, ba era la drumul principal, nu vreau la drumul principal, bra, nu știu ce, ba cu tare. Asta este ceva, locul ăla este de vis, de poveste este, chiar arată ca în povești. Am nu pădure. Te întreb unde e, deși sunt foarte curios. Băi, spun în particular. Am pădure, am râu. Ce ai făcut, Bobiță? La mine, în spate, în spatele curții, apune soarele. E show. În fiecare seară eu am show, spectacol. Dar spectacol de stai respirația. Vin căprioarele la gard în spate.
și se uită în curte. Pe drum, de exemplu, pe drumul comunal spre casa mea, ne-au și spus oamenii, vedeți, dacă treci o căprioară, opriți mașina pentru că mai trec încă câteva, ea niciodată nu-i singură. Trece una, pac, 8 căprioare, se duc mai încolo pe câmp și se joacă. Astea sunt de-astea puiandre acum, care stau câteva luni. Mă rog, câte, nu mai au buline pe ele, dar sunt, se vede că sunt puiandre și că se joacă. Vulpi, bufnițe, ce vorbești? Bine, și câini lăsați la mine acolo, la marginea pădurii, în pungi, adică avem și de-astea sălbatici. Eu de-aștea. Cred, sincer, că toți au aflat de tine. Ești ca un fel de albă ca zăpada, știi? Albă ca zăpada, dar mă și înjură, să știi. Adică m-a luat cu ăștia de-n sat ceva de groază. Pentru că au stilul ăsta, care nu e numai acolo, e peste tot. Nu le mai puneți mâncare, că s-adună. Nu. Și că mă mușcă. Nu. Dacă e sătul, el nu te mușcă. Știi ce zic? Ca să nu mai discutăm că sunt câinii lor. Pentru că ei la țară, în general la țară, își țin câinii în curte, în spatele curții ziua și noaptea le dau drumul pe stradă. Dar nu-i castrează, nu-i sterilizează. Ei se împuiază și normal că se fac mai mulți. Și eu nu pot să iau pe toți. Mi-a zis unul odată la magazin, care are și o cârciumioară, a zis, bună ziua, doamna doctor. Zice, în fata pisica. Așa, și? Păi nu-mi lua și mie pui. Deci sunt pe pereți oamenii, știi? Sau mai au chestia asta, să nu le pui de mâncare lângă troiță. Dar ei se duc la biserică, se dau cu capul de cruș pe acolo, dar n-au învățat nimic. Păi bă, omule, dacă e să pun undeva lângă troiță, pun, că nu fac mizerie, sunt așa de flămânzi, că nu rămâne nimic. Și eu le pun boabe, îți dai seama, că nu mă apuc să întind acolo cârnați sau nu știu ce. Sunt așa de flămânzi, că nu rămâne nimic. Păi lângă troița aia, bă, lui Dumnezeu, pune, de ce te duci la biserica aia? Ce ai învățat de la biserica aia? Și ne-am luat cu câțiva, 2-3, nu mulți, că în general așa sunt foarte de treabă oamenii. Dar, da, îți dai seama, când găsești o pungă plină cu 7 căței mici, care abia au ochi, lângă mine acolo, nu nebunești? Ce faci? Pleci acasă și te culci? Nu, îi iei. Și spun eu, 3 luni de zile, dai din 3 în 3 ore cu biberonul. Pungă cu căței? Pungă legată la gură. De sacoșă legată la gură, ca să moară. Dar ei țipă săracii până mor. Și sunt lângă casa mea și eu îi aud. Știam că se neacă, dar... Nu să deci pur și simplu să se suface. Sau... Da, mă, da, așa fac. Okay. Da, așa fac. Și o să râzi, 2 din aia sunt în Anglia, cetățeni britanici. Și ca să încheiem apoteotic, o ultimă întrebare. Au. Deși bănuiesc răspunsul, care e răspunsul. Cine sau ce este iubirea vieții tale? Tudor. Carmen, îți mulțumesc mult de tot că ai stat de vorbă cu mine. Mulțumesc și eu. Timpul tău. Dar cum să nu stau de vorbă tocmai cu tine, primul meu copil? Și acum, la sfârșit, hai să ne luăm la revedere așa ca pentru cameră, dar nu oricum, cum? Dacă ești de acord, pe personaj. Mă ține bunii cu personajul ăsta, nu mai pot. Ai impresia că scăpai de YouTube? Aoleo, mama mea! Haide, bre, că ce fac acum? Haide să veniți la ce a făcut băiatul ăsta aceea. Ce ai făcut, mă? Poscas? Ce e asta? Nu e poscas. Proscas. E cum ar veni proscas. Bre, dar de ce vorbești tu cu mine? Eu știu că nu mai plăcut niciodată. Nu e adevărat. Păgeanii, l-ai plăcut bata ale vreodată, nu, Păgeanii. Nu, că erai obraznic. Păi vezi, te-am văzut, m-am mutat. Și m-a și lovit ăsta. Mi-a dat una. Mai nu mai țin minte. Dar mi-ai dat una așa peste basma. Hai să vă uitați la noi, că vorbim lucruri interesante. Că am învățat la Paris acolo, așa unde am fost la fete, la alea. Hai să dea Dumnezeu sănătate. Hai sănătate, să ne fie bine, hai și să fie pace pe pământ. Să nu dea ăștia cu bombardelile. Gracias. Mersi. Eu mulțumesc. Acum nu se oprește. Acum nu se mai oprește. Dar dracu să fie.